intentat cu noi. Deci am înțeles că este magiaba. Da. Da? Și noi avem o surpriză pentru tine. Cu scuzele și este? Să vă zic că este. Șanta? De ce? De la cei mai dragi, de la cei care te sprijină, care te iubesc, eu sunt mereu alături. Care tu ești mereu alături, cu vorba, cu statul. Au făcut o surpriză frumoasă pentru tine, că ca de zile de naștere să te simți mai specială. Unde ai așa o tortă deosebită pentru tine, special pentru tine, o să-ți dau coșul de trandafir ca să te facă mult mai frumoasă, te rog frumoasă pentru tine. Sau de un desen frumos. Ce? Așa. Torta o să poți să țin? Deci, că bine. Haide, torta o să țin eu, însă tu mai ai un cadou special. Așa îl țin foarte strâns în mână. Cred că te gândești de la ce mai e acolo, da? Da. Bine, așa o să te arăt eu. O să fie și eu acum, așa să fie. E așa un cadou mai deosebit pentru tine. O să-l porți cu drag. Din respect pentru părinții tăi care s-au străluit să te aducă așa o bucurie pentru tine, o să-l iai așa în mână, cred că deja o să vezi mai încolo cu așa de bine. În special torta o să te ajut eu, cum am mai spus. Între timp, tu poți să le lași un mesaj, părinților, la fel. Mai uita prăzită. Că vreau să le ulțumesc un părinț mai mult, că mi-a fost alături, mă simt mereu. Mereu mă spătie pe spat. Când mi-a fost greu, mereu mi-a fost alături. Nu știu, sunt foarte emoționată astăzi. Și vreau să mulțumesc pe tipul meu că a făcut atât pentru mine și va face totul noi. Adică ți-o spune. Ești sănătos? Sunt panimită. Mai bine. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos! Emoții! Și noi o să ne vătărăm cu zice la mulți ani pentru tine! Să ai așa bucurii și sprijinul celor dragi pentru că cel mai important! Noi avem așa un simplu cadou și simbolic cu sticluța noastră să fie de la ușa ta, o să se vezi deja cu oasă de pentru părinți. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc.